Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit în hangarul nostru digital. Astăzi ediția cu numărul 13 și vrem să știm. Este cu noroc, superstiție sau știință? Haideți să vedem, fie ca biții și energia să rămână alături de noi ca de obicei. Eu astăzi sunt conectat cu voi dintr-o locație nouă pentru că mă aflu în Brașov, unde am convenit să mai rămân o zi, două. Prin urmare, să vedem ce înseamnă și acest remote work atunci când vorbim de webinarile noastre. Încercăm să facem, să ne conectăm. Oricum, săptămânile următoare vom avea o transmisiune foarte, foarte specială de la Oradea. Mai mult de atât nu vă spun, o să vedeți ce lansăm acolo, ce surprize pregătim. Urmează să începem și călătoria noastră prin țară, odată ce pandemia ne va permite să reluăm mai mici sau mai mari evenimente, dar întâlniri cu dumneavoastră. Dragilor, astăzi în hangarul nostru avem un comandant, un pilot, un om care știe ce înseamnă verticala Smart Mobility mai bine decât noi toți la un loc. Și pentru că am vrut să ne dăm cu avionul, dar ne-am răzgândit când am văzut invitatul nostru ce CV și ce subiect ne-a pregătit pentru astăzi, am spus să amânăm partea cu avionul, mai ales că săptămâna trecută am lansat și Max 8 Digital. Ce-o fi însemnând asta? Ați fost alături de noi, ați văzut alături de Vlad Stoicescu și Cătălin. Prin urmare, astăzi vrem să vorbim despre București acum. Știți foarte bine toate intervențiile mele din ultimii ani că sunt super, super dezamăgit de lipsa proiectelor tip Smart City din București. De câte ori am vorbit despre București, am luat ca reper două sectoare. Sectorul 3, care a făcut destul de multe lucruri atunci când vorbim de verticala Smart City. Sectorul 4, care din punctul nostru de vedere este campion în București în acest moment cu cele mai multe inițiative verticale și cu o viziune destul de clară și de bine articulată. Sectorul 6, de asemenea, vine din urmă, dar nu putem vorbi de un Bucharest Smart City așa cum ne-am dorit, despre un proiect care să includă cele 6 sectoare, cele 6 proiecte. Și atunci, când vedem că există o viziune, când vedem pe cineva care vrea să facă ceva, care vă invită să vă conectați, nu putem decât să ne bucurăm. Și ăsta este motivul pentru care îmi face mare, mare plăcere să vi-l prezint pe comandantul, pilotul, domnul Cezar Osicianu, noul nostru prieten. Bine ați venit în comunitatea noastră, domnule Osicianu! Mulțumesc frumos și mă bucur că m-ați putut primi în această comunitate despre care am citit numai lucruri bune. Cu mare drag, alături de noi, dragilor, ca de obicei, prietenul nostru Vlad Stoicescu. Salut, Vlad! Salutare tuturor! Da, cred că avem și mici probleme de delay. Asta este, o să încercăm să facem tot ce putem. Scrieți-ne și voi de unde vă uitați la noi, din ce orașe. Eu sunt la Brașov, cum am spus. Domnul Cezar este în București, Vlad, ca de obicei la el la serviciu, tot în București. Și haideți să prezentăm tema de astăzi. Ce înseamnă București acum, Vlăduț? Viziunea ta și imediat ajungem și la invitatul nostru special pentru că va fi un răspuns mai elaborat. Avem și o prezentare, avem și niște filmulețe și mai ales, dragilor, avem și o hartă interactivă. Ne vom juca cu acea hartă să vedem ce înseamnă Bucureștiul, ce înseamnă zona periurbană, zona metropolitană, pentru că Bucureștiul se dezvoltă. Nu știm dacă se dezvoltă bine, noi spunem că nu. Nu știm dacă există o viziune, noi spunem că nu, dar el cu siguranță se dezvoltă. Cel puțin pe orizontală ați văzut cât de mult s-a dus în exteriorul actualelor granițe. Dacă facem un exercițiu de sinceritate, ar trebui să recunoaștem că Bucureștiul de mult nu mai este așa cum îl știm noi teritorial. Prin urmare, ne interesează să vedem ce înseamnă Bucureștiul. Megalopolis poate este prea mult spus, dar măcar zona asta limitrof, așa un arc de 15-20 de kilometri cel puțin. Te rog, Vlăduț. Deci discutăm despre Bucureștiul acum pentru că ne-am săturat să discutăm despre București în viitor. Până nu înțelegem că întreaga dinamică de dezvoltare urbană este un film, cum spunea săptămâna trecută prietenul nostru Ionuț Găvdeac, și nu o imagine statică, nu vom înțelege ce vrem exact de la cei pe care îi abilităm să conducă dezvoltarea noastră, de fapt. Pentru că, țineți minte, nu ne conduc pe noi, conduc dezvoltarea administrativă a orașului în care trăim.
Ce se întâmplă? De ce să nu discutăm de București ca și megalopolis? Pentru că FMI tocmai ce a scos un Vlad, raport. Vlad, iartă-mă că te întrerup, dar așa este cu întâlnirile noastre online. Uite, le rog pe domnul Cezar dacă poate să vină un pic mai în față ca să avem și o încadratură. Gata, perfect. Mulțumim Așa. mult. Te rog, continuă. Scuze, nu FMI, Banca Mondială, în raportul pe anul 2019, a emis câteva perspective destul de importante, cum ar fi regiunea București-Ilfov generează un PIB mai mare decât al unor țări. Și avem aici Slovacia și Bulgaria, care sunt devansate de regiunea București, de PIB-ul București-Ilfov. Ceea ce s-ar putea să vi se pară incredibil, dar este adevărat. Discutăm despre o capitală europeană în adevăratul sens al cuvântului, care are un produs intern brut mai mare decât al două, trei țări chiar, Bulgaria, Serbia, Croația, Lituania, chiar mai multe. Deci ce facem? De ce nu ne dezvoltăm? De ce nu avem consens politic? De ce nu întrunim aceste forțe care teoretic ar trebui să se înțeleagă pentru beneficiul nostru? Ei ar trebui să concureze. Astea sunt întrebări retorice. Vlad, tu ești binevoitor, la fel de binevoitor este și domnul Vasile Sandei, director ADR Nord-Est. Vă salutăm, domnule director, și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vorbim de bani, vorbim de regiuni. Foarte important să înțelegem ce se întâmplă cu București-Ilfov. Domnule Cezar Osicianu, să trăiți, domnule comandant, bine ați venit în comunitatea noastră. Mă bucur. Haideți să vedem. Noi am deturnat, dragilor, am avut ieri o discuție pregătitoare pentru astăzi și am deturnat un pic nu avionul, ci webinarul de astăzi, când mi-am dat seama cât de dezvoltată este viziunea domnului Osicianu legată de ceea ce ar trebui să însemne măcar un proiect, o viziune, un proiect de dezvoltare pe 5, 8, 10 ani atunci când vorbim de București. Înainte de a intra în prezentare, domnule Osicianu, spuneți-ne așa câteva cuvinte despre dumneavoastră, câteva cuvinte despre pasiunea asta pentru transport, că până la urmă cred că este și o pasiune, nu doar o meserie. Da. Sunt unul dintre puținii din aviație care zboară de la 16 ani. Am vreo 41 de ani de activitate în aviație. Am făcut liceul de aviație unde am intrat al 16-lea. Am făcut școala militară de piloți unde am intrat primul, cea mai mare medie. N-au vrut să-mi dea 10, că ce nu adunase și doar și Nicolae Ceaușescu, nu se poate. Am făcut facultatea de drept, sunt masterand în drept internațional și intern al afacerilor și acum sunt la doctorat în management. Tocmai în ideea de a putea să închid un fel de cerc imaginar în ceea ce privește studiile legate de această ramură a transportului, care mie îmi place în mod deosebit și pentru care viața mi-am dedicat-o, viața profesională și chiar o parte din viața personală. Acum, problema este destul de simplă. De ce? Pentru că toți cetățenii Bucureștiului, indiferent de etnie, ca să îi băgăm și pe conaționalii noștri de etnie romă, nu se simtă jigniți, suferă din cauza Bucureștiului de astăzi. Pentru că niciun proiect de reorganizare și reurbanizare a Bucureștiului nu a fost făcut de la Ceaușescu încoace. Problema cea mai delicată o reprezintă momentul de ce. Pentru că de ce București, am spus, și de ce acum? Foarte simplu. Pentru că Bucureștiul este capitala României, este cel mai supraaglomerat oraș al țării, este printre cele mai poluate orașe din țară și este cel ce are tot ce îi trebuie și cu toate acestea nimic nu se întâmplă. Deci un paradox. Acum, o întrebare de bun simț ar fi fost aceea, de ce acum? Și am spus foarte simplu, pentru că nu se mai poate. Efectiv, orice cetățean al Bucureștiului a ajuns la o stare de supra-saturație psihică în ceea ce privește orașul în care trăiește. Pentru că totuși se poate, pentru că depinde de noi, fiecare individ în parte, și de aceea proiectul pe care l-am imaginat, l-am construit ca fiind un proiect al nostru, al tuturor. Deci nu ne aparține mie nici ca idee, nici ca înfăptuire, nici ca nimic. Eu sunt un simplu partener al lui, un simplu co-inventator, să-i zicem. Dumneavoastră, cei doi, ascultătorii noștri de azi și toți ceilalți care se vor alia acestui proiect, vor avea această mică parte de istorie odată cu ei, că au făcut parte dintr-un proiect cu care Bucureștiul se schimbă. În altă parte, în altă ordine de idei, este Aici pentru aș că vrea noi să toți fac, putem face.
Aici aș vrea să fac o scurtă paranteză, domnule Osicianu, și cu permisiunea dumneavoastră o să facem câteva întreruperi ca să avem așa cumva o logică în proiectul dumneavoastră sau în propunerea de proiect. Vorbeam și ieri, dragilor, cu domnul Osicianu, cu Vlad, proiectul pe care urmează să-l vedem astăzi sau cel puțin ideea, pentru că nu trebuie să ne asumăm neapărat, știu eu, generarea unui proiect, ci măcar a unei idei la care, în măsura, și aici vreau să ajung, în măsura în care reușim să stârnim energii pozitive, să înțelegem că nu poate fi construit fără implicarea clasei politice, așa cum spuneau și invitații noștri de mai devreme, fără mediul de business, fără zona academică. Deci sunt elemente care trebuiesc să ducă împreună. Prin urmare, este genul de proiect, este genul de viziune care are nevoie să unifice toate forțele despre care vorbeam un pic mai devreme. Este un proiect care ar trebui să fie pentru cetățeni, pentru zona noastră și pentru țară. Pentru că, spunea domnul Osicianu mai devreme, aproape 30% din PIB este dat de regiunea București-Ilfov. Prin urmare, este relevant pentru toată România. Nu este nici de stânga, nici de dreapta, cum am spus noi. Smart City este despre comunitate, despre voi, cei care creați aceste comunități. Vă rog, domnule Osicianu. Ca să înțelegem așa într-o imagine plastică ce se întâmplă cu Bucureștiul astăzi, mă raport cel puțin cu căile ferate și modul în care ele sunt prezente în acest oraș minunat, trebuie să ne imaginăm un inel de fier care s-a strâns în carne în timp, în timp, până când a ajuns să taie tot și practic nu mai poți să mergi. Și atunci ne vom putea vedea mai departe care este efectul acestui proiect. Este un efect la scară națională și europeană, pentru că, dincolo de toate, vom transforma într-un veritabil megalopolis de data aceasta acest oraș, având în vedere că prin proiectul pe care îl propunem noi cei trei de aici astăzi, tuturor ascultătorilor noștri, vom uni cele patru mecanisme de transport: maritim, aerian, feroviar și rutier. Și în același timp vom fi cei care vom da startul la reurbanizarea capitalei. Trebuie să ne gândim că avem în momentul de față o problemă mare, chiar o dramă. Dacă problema Ceaușescu în centrul capitalei, centrul istoric și clădirile istorice se găseau repartizați cetățenii de etnie romă, țigani pe românește, asta este corect, așa e denumirea lor corectă, și care au distrus practic clădiri de valori cu valoare inestimabilă, astăzi Bucureștiul a rămas ca după un cutremur sau după un incendiu. Clădiri istorice într-un hal fără de hal. Prețul la metru pătrat este mai scump decât în centrul New Yorkului sau la Paris. Și tot ce înseamnă smart city nu există. Totul este haotic. De ce? Pentru că fiecare primărie sau consiliul local sau general sau minister, fiecare a luat-o de capul lui și s-a apucat să facă mici o reparație dincolo, o bopsea și așa mai departe. Noi propunem, excelență, în momentul de față, dacă îmi permiteți, da, o scurtă intervenție, și chiar sunt bucuros că s-a adus în discuție acest punct de vedere. În perioada comunistă știm foarte bine cu toții că au fost anumite categorii de cetățeni discriminați și au fost fie mutați la ultimul etaj din blocurile proaspăt construite, unde terminologia CSP abunda și nu vreau să vă spun de ce și ce însemna exact, dar cei mai mulți au fost înghesuiți în case de ce am considerat noi acum patrimoniu, iar acelor comunități nu li s-a dat nimic. Adică ani de zile au fost discriminate, au fost împinși în fundul societății, unde pur și simplu nu au avut cum să performeze și nu au avut cum să se îngrijească de buna lor stare și de imobile cu atât mai puțin. Fapt care nu s-a oprit în perioada post-revoluționară. Deci s-a continuat acest tip de discriminare și nu este chiar o mândrie să locuiești într-o casă de patrimoniu astăzi. Este păcat că avem asemenea case de patrimoniu care sunt iremediabile. Trebuie să ne gândim că au suferit de-a lungul anilor infiltrații la nivel de cărămidă, fundații. Deci acestea o să se demoleze imediat cum ne atingem de ele, se fărămițează mâinile noastre. Și o altă mențiune pe care vreau să o aduc în discuție acum este că raportul Băncii Mondiale menționează că în ultimii 20 de ani capitala și Ilfovul
au avut perioade de evoluție spectaculoasă, uneori depășind procentual capitale precum Madrid, Berlin sau Roma. Potrivit datelor Băncii Mondiale, pentru București, indicele de satisfacție al locuitorilor este undeva spre zero. Adică, pe măsură ce am avut creștere economică spectaculoasă, administrația publică n-a făcut nimic pentru a menține rata de satisfacție a locuitorilor, ceea ce e păcat. Ar fi putut genera proiecte masive, cum este cel despre care domnul Osicean o să ne vorbească astăzi. Bun. Dacă sunteți de acord, eu v-aș propune să facem împreună întâi un tur, să-i spunem noi, sufletesc, prin interiorul nostru. Să ne uităm fiecare dintre noi ca simplu individ care aparține unei societăți în secolul 21 și care trebuie să trecem pe stradă, fie pe jos, fie cu mașina. Și să observăm că în secolul 21 Bucureștiul nostru este supraaglomerat, are mașini, e o adevărată excursie să te duci de la, din centru până la Otopeni și invers. Aleile sunt, sau dă biciclistul peste tine, sau dă pe stradă cel cu scuterul ăsta electric, care nu prea se încadrează nici pe trotuar, nici pe stradă ca circulație. Faptul că avem un praf pe care dacă punem mâna pe mașini dimineața trebuie să ne spălăm după aia ca să nu cumva să ne murdărim hainele și așa mai departe. Este o problemă mare. De ce? Pentru că fiecare dintre noi este în felul lui un mic poluator, un mic contributor la această stare. Și de-aia am spus, dacă noi am adus orașul, toți, fiecare, nu contează, partid, guvern și așa mai departe, toți trebuie să facem ceva. Avem prin programul pe care, proiectul pe care îl facem astăzi, avem această șansă istorică de a face mai mult decât a făcut Ceaușescu pentru București, pentru că de la 1800 și ceva încoace, când Bucureștiul era la începuturile lui și când pe calea, astăzi calea Victoriei, se numea podul Mogoșoaia și se circula cu trăsură pe un fel de parchet de lemn, ca să știți, Ceaușescu este primul care a mai făcut o reorganizare și a făcut niște clădiri și niște, la modul efectiv, din punct de vedere construcții, fabuloase. Și noi avem șansa această istorică de a face pentru București ceea ce el are nevoie. Are nevoie în momentul de față să scoatem de fapt tot ce înseamnă infrastructură feroviară din oraș și să o trimitem pe exterior. Noi imaginăm de fapt în acest proiect un cerc, un inel complet exterior pe care gările se vor poziționa în mai multe locuri și care vor fi conexate practic cu sistemele de transport în comun către București. Gândiți-vă, pentru fiecare dintre cei care ascultă sau care citesc acest proiect, ce ar însemna să scoatem de la Gara de Nord toată infrastructura rutieră ajungând până în exterior orașului. Gândiți-vă că podul Constanța este un infern și de acolo tot traficul este gătuit efectiv. Să ne gândim la faptul că acele clădiri care sunt multe niște ruine, în dreptul istoricilor ateliere Grivița Roșie, în dreptul triajului care ocupă fantastic de mult loc și care nu pot permite orașului să se dezvolte prin traversarea de la stânga la dreapta, așa cum este făcută actualmente prin cele două poduri. Dacă acele infrastructuri ar fi scoase, vă dați seama ce spațiu fabulos s-ar pune la dispoziția orașului? Cum am putea noi să circulăm, să respirăm, spații verzi noi și așa mai departe? Și am venit aici cu o serie de, în proiectul nostru am venit cu o serie de propuneri. Sau, de exemplu, tot aici, gândiți-vă că avem Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, cum spunea pe vremuri, sau infrastructurii și așa mai departe, este o clădire veche, dar este și o clădire istorică. Dar, din păcate, ea, din punct de vedere constructiv, este cu un risc de prăbușire foarte mare. Avea bulină roșie, dacă nu mă înșel, acum câtva timp. Și care tot timpul va toca resurse enorme pentru ea. Dacă noi mutăm prin acest proiect, în cadrul gării de nord actuale, clădirii actuale, ministerul, pentru că ministerul nu mai este ce a fost pe vremuri o armată de consopiști, de finanțiști, de tot felul de oameni care erau și ei băgați acolo. Acum totul este digital și așa mai departe. Hai să discutăm un pic și pe hartă, că avem o aplicație, am găsit la niște colaboratori, să zic așa, niște internauți, prieteni de-ai noștri, că dacă ne-au pus la dispoziție acest material nu pot fi decât prietenii noștri, această minunată resursă unde se diferențiază, după cum veți vedea,
hărțile, pardon, căile ferate în vigoare, dezafectate în perioadele lor de timp și gările dezafectate și gările actuale. Acum ne uităm la o hartă a Bucureștiului cu căile ferate care sunt încă operative. Dacă ar fi să mergem, pare micuț așa, Bucureștiul e imens. Deci, haideți să ne uităm un pic la Gara de Nord. Începem chiar de la, o secundă că mi-a fugit, începem chiar de la Gara de Nord și ne ducem un pic în sus să vedem unde se ramifică. Aici este aici triajul. Este triajul și avem infrastructură cât cuprinde. Aici este continuitate și urcăm spre Mogoșoaia, după care Odăile, Voluntari. Proiectul, din păcate, este mai vechi. Vlad, aici, dacă poți să dai tu un cadru un pic mai larg și cu mai degrabă mutând cursorul, explici ca să aibă și o logică, cei care se uită la noi să vadă și o imagine de ansamblu și după aceea putem să mergem un pic mai punctual. Da, deci, eu voiam doar să accentuăm dimensiunea amplasamentului în interiorul Bucureștiului. Deci, pur și simplu, este enorm. Discutăm despre întreruperi în ceea ce înseamnă trafic, în ceea ce înseamnă legături între două orașe, practic. Prin Dâmbovița și Calea Ferată, orașul se împarte în două. Eu de fiecare dată când trebuie să merg în militari, în zona militar, simt că trebuie să-mi cumpăr o rovinietă pentru că eu cu siguranță părăsesc orașul. Nu mai avem parte de confort. A trebuit să străbat podul Grand chiar săptămâna trecută. Mi s-a părut că pur și simplu am plecat în excursie, mai degrabă luam avionul. Eduard, îți place foarte mult să vorbești despre dezvoltarea pe verticală și într-adevăr Bucureștiul astăzi nu mai este eficient decât dacă zburăm pe deasupra mașinilor. Dar nu avem tehnologia încă. Ce vom face în acest caz? Domnul Osicianu, ce părere aveți? Cam greu cu dirijarea traficului, că n-avem aeroporturi de-astea la fiecare stație. Exact. Și dacă se strică o rândunică de-asta dronă cu pasagerii, nu știu peste ce cade. Deci vedem cum găsim soluții la scurt. Ce era interesant în această prezentare era faptul că această gară de nord, care inițial marca efectiv marginea Bucureștiului, a ajuns în momentul de față să fie chiar în centrul Bucureștiului. Deci Bucureștiul este pur și simplu sfârtecat de acest mecanism de cale ferată, care nu a, din cauza dezvoltării haotice a orașului, care pur și simplu sugrumă orașul, îl taie în două felii care nu pot fi unite decât prin cele două poduri. Este un izvor de poluare teribil de mare și care, datorită faptului că lumea folosește foarte mult sistemele auto și de metrou, nu își mai găsește o utilitate reală. Foarte, foarte puțin. Eu locuiesc aproximativ în zona Gării de Nord și am observat cât de mult a scăzut traficul începând cu anul 1990. Nu vă vine să credeți. Și din cauza aceasta, cumva, și răspunsul pe care noi îl dăm celor care întreabă, bine, bine, dar ce obține Bucureștiul sau bucureșteanul prin mutarea acestor linii pe un circuit exterior? Este următorul. Faptul că, întâi de toate, crește viteza de transport pe cale ferată. Pentru că la noi viteza de transport pe cale ferată, în special în zona Bucureștiului, este undeva a unui melc care suferă de romatism. Pe de altă parte, avem prin această deschidere pe care noi o propunem posibilitatea de a extinde toate aceste sectoare și în cadrul cărora se va putea face o urbanizare pe noile spații teribil de bună. Avem posibilitatea de a transforma noile spații cucerite pentru interesul acesta al dezvoltării, printr-un smart city, care vor fi organizate de la început și gândite pentru următorii 20, 30, 50 de ani de zile în continuare. Cu suprafețe, cu energie activă, cu energie regenerabilă, cu diverse facilități, străzile nu vor mai fi decât minim sub 4 benzi pe
strada respectivă, două pe sens cel puțin și așa mai departe. Tocmai pentru a putea evita aceste situații care astăzi ne fac pe noi să facem, cum spunea și distinsul nostru interlocutor, Vlad, că parcă mergem în excursie. Iar avem toată zona militară, dacă vedeți cum încercuiesc acum cu cursorul, toată zona militară, deci ieșirea spre A1 practic, are paralel o linie de tren complet dezafectată, care se lega și mi-a tras atenția un coleg de-al meu, care îi povesteam despre misiunea de astăzi, mi-a tras atenția că se lega în Cotroceni, în Palatul Cotroceni, unde era o gară prealabil. Și aveți aici partea aceasta verde, este practic o șosea paralelă care ar rezolva întreaga problemă din zona militară. Deci ar mai crea o ieșire spre A1. Cunoaștem cu toții ce înseamnă să străbați întregul bulevard spre autostrada 1. Nu este pur și simplu posibil, este o sarcină, nu mai există plăcere. Vlad, am și eu câteva comentarii, întrebări, să spunem așa. Eu am înțeles despre ce este vorba în viziunea asta, pentru că am și discutat ieri cu voi, dar hai să ne gândim la cei care nu sunt familiarizați cu proiectul ăsta. Hai să mergem pe varianta scurtă. Deci domnul Osicianu spunea un pic mai devreme că regândim modul de transport, practic despre asta este vorba, regândim mobilitatea la nivelul întregii regiuni, nu doar în oraș. Punctul 2. Înseamnă să relocăm gara de nord, să o ducem mai la nord, dacă tot se numește gara de nord. La Otopeni. Mult mai la nord, mult mai la nord, exact, la Otopeni. Înseamnă după aceea să vedem ce înseamnă metroul de suprafață, să vedem ce înseamnă infrastructura actuală care aparține MT-ului, CFR-ului sau altor structuri din Ministerul Transporturilor. Și de aici începe o sarabandă întreagă cu tot felul de comentarii, întrebări, nelămuriri și așa mai departe. De genul, pare a fi un tun imobiliar. De genul, și cum ajungem noi la gara de nord. De genul, și ce faceți cu infrastructura existentă. Hai să le luăm pe rând, cu răbdare, să încercăm să răspundem plecând. Dragilor, repet, este o idee. Noi ducem această idee în comunitate, ne dorim foarte mult inputul dumneavoastră, este foarte important, indiferent de poziția în care vă aflați, meseria pe care o aveți, implicați-vă, este despre comunitate, despre orașul vostru. Prin urmare, orice aport de idei este foarte binevenit. Au mai fost idei legate de reurbanizarea, să spunem, a întregii zone a gării de nord, dar aici noi asistăm la un proiect un pic mai radical. Mai radical în sensul de a reda acea zonă comunității, de a gândi acolo noi facilități, spații verzi, partea de office building, de ce nu clădiri care pot deservi anumite instituții ale statului, pentru că tot vedem că nu au nici ei pe unde să mai stea. Hai să o luăm pe rând. Exact. Deci, în primul rând aș face o mențiune. Primăria Municipiului București și Banca Mondială au semnat încă din 2019 un acord pentru elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbană cu scop, cu target 2050, anul 2050. Este un document care se construiește cu consultarea tuturor instituțiilor implicate, inclusiv CFR, chiar și aeroportul și în principiu condus de Banca Mondială împreună cu Primăria Municipiului București și ONG-urile din subordine. Programul se numește Ești București și are o parte de consultări publice în care se poate înscrie oricine. Cu cât mai mult feedback în acest program și invit pe toată lumea să participe la consultări, cu atât o să se dezvolte Bucureștiul favorabil bucureștenilor. Dacă nu participăm la consultările publice, dacă nu facem management participativ, ca să spun așa, nu o să avem Bucureștiul pe care ne-l dorim. Dacă îmi dați voi o mică intervenție.
Bun. Vă rog. Domnul Stoicescu are perfectă dreptate, pentru că până acum toate aceste proiecte au avut la bază proiecte politice, proiecte dezvoltate către un partid, către o comunitate gen primărie locală și așa mai departe. Asta este ceea ce revoluționăm noi prin acest proiect București acum, întreg mecanism. Și supunem unui, cum să spunem noi, unui consens național la toate nivelele, uman, social, politic și așa mai departe. Spunea foarte bine moderatorul nostru de astăzi că trebuie să îi facem pe oameni să înțeleagă exact valoarea și modul și direcția de implementare a acestui proiect. Și întâi am să începem cu următoarele lucruri. Toată lumea se va, om de business sau om politic, va spune bine, dar cât costă toată afacerea asta? Și noi o să dăm o estimare pe undeva la între 3 și 5 miliarde de euro, dar vom preciza următorul lucru, că întreg proiectul este sustenabil și plătibil, achitat, direct de către, nu de către stat, ci de către cei care participă la el. De ce? Pentru că, haideți să o luăm de la zero. Vom lua întâi terenurile care se câștigă. Terenurile acestea vor fi ale dezvoltatorilor imobiliari. Toate aceste terenuri aparțin statului. Vă dați seama că printr-un barter, ca să spunem într-un fel elegant, aceste terenuri vor fi date și cheltuielile respective vor fi amortizate de către cei care le cumpără. Investitorii imobiliari vor fi primii care vor fi cei mai interesați de aceste zone. Pe de altă parte, vor fi împrumuturile rambursabile sau nerambursabile pe care Uniunea Europeană le oferă cu mare, în condiții de foarte stricte. Și culmea este că acest proiect al nostru se pliază exact pe toate cerințele pe care UE le are astăzi. Nu este niciuna dintre cerințe să nu fie atinsă și respectată de acest proiect. E culmea, pentru că, în general, ca să fac o paralelă cu aviația, trebuie să știți așa, aviația este un domeniu în care funcționează strict legea bunului simț. Atunci când bunul simț este încălcat, atunci se întâmplă incidente, accidente și tot felul de alte năzdrăvănii. Și atunci, pentru că noi am spus așa, avem o parte foarte mare de infrastructură care poate fi refolosită, relocată și refolosită. Terenurile pe care se va construi acest al doilea inel au un preț redus, pentru că în general sunt terenuri agricole și în baza legii expropierii au un, să spunem noi, un preț foarte mic, deci un efort și mai mic asupra statului. De asemenea, rețele de utilități sunt deja extinse către zone din afara Bucureștiului și atunci conectarea la aceste noi zone pe care noi le creăm va fi mult mai rapidă și mult mai ușoară. Vom avea un mare avantaj, pentru că vom putea desena aceste rute de traversare a orașului și se vor putea calcula inițial, dinainte de proiectarea lor, care va fi efectul de descongestionare a traficului. Gândiți-vă că vom crea locuri de muncă pentru tot ce înseamnă om al muncii, de la un simplu bătător de cuie, cum se spune popular, până la un inginer, arhitect și așa mai departe. Vom putea să facem conectarea din exterior spre interior aeroporturilor din București, în locul celor de astăzi care sunt făcute din interior spre exterior și care ați văzut și dumneavoastră cât de greu să ajunge la aeroportul Otopeni, mai ales în condiții de trafic, chiar și cu noul tren inaugurat. Vom câștiga și din alt punct de vedere, va scădea prețurile la teren din zonele centrale care sunt mult supraevaluate și atunci investitorii vor putea veni pe aceste clădiri, terenuri și așa mai departe să construiască în noile limite fixate de către primărie. Și cel mai important lucru este conectarea cu portul București și canalul București-Dunăre prin intermediul căii ferate. Da, trebuie să facem referire la un comentariu. Domnul Cătălin Viscoescu Ivan spune că investiția va fi colosală și nu știe cine se va implica în acest proiect. Domnul Osicenu tocmai ce a răspuns și a răspuns perfect. Valorificarea terenurilor este un potențial de finanțare pentru un asemenea proiect și chiar poate susține dezvoltarea ulterioară, pentru că rezultatele ulterioare sunt, practic, dânsul mai spune că mai este posibilă și construirea unor centuri ale Bucureștiului cu multe inele care trebuie să meargă fără semafore și stopuri. Problema nu este în afara Bucureștiului, problema este în centru. Deci noi avem acum o problemă că sunt mai multe orașe în loc să fie unul singur și trebuie să depunem un efort pentru a ajunge din zona centrală spre militar, să spunem așa.
Deci decongestionăm căile rutiere doar prin eliminarea podului Constanța sau alte, să zicem, necesitatea stringentă a podului, a podurilor, celor două poduri care asigură legătura între cele două zone mari. Ar trebui să ne mai dăm seama, apropo de ce întreba distinsul domn, faptul că mărimea investiției, care într-adevăr este destul de mare la nivel european, este garantată de către UE. Deci implementarea aici nu mai este că vrea Osiceanu, Stoicescu și moderatorul nostru de astăzi să facă o chestie. Cineva când a lansat proiectul chiar a zis, domne, nu mă bag în asta pentru că cineva vrea Gara de Nord. Și eu am zis, îmi pare rău, dar nici eu, nici domnul Stoicescu, nici moderatorul nostru de astăzi nu doresc să cumpere sau să primească în dar sau să facă ceva cu Gara de Nord pentru ei personal. Din uite, asta Elena Lemnaru, care se uită la noi de pe LinkedIn, întotdeauna am spus invitații noștri și cei care se uită la noi sunt întotdeauna mai inteligenți ca noi. Și uite ce comentariu frumos. Elena Lemnaru spune așa, problema majoră a Gării de Nord este tipul acesteia. Este o gară terminus. Așa, ea trebuie transformată într-o gară de trecere. Asta este una dintre cele mai mari probleme, că este o gară terminus. Ea nu face conexiunea cu nimic. Păi și să o transformăm într-o gară. Există o modalitate de a înțelege ce au făcut alții, nu mai deștepți ca noi, ci mai practici. Polonezii în Varșovia aveau o gară terminus în buricul orașului, construită după modelul rusesc, nu ca al nostru mai clasic așa, și care au ajuns la aceeași problemă pe care o ridicăm noi astăzi. Dom'le, ce facem cu ea? Și au transformat-o în mall, au scos o parte din tot ce aveau infrastructură și așa mai departe, a rămas un mic muzeu acolo să poată fi vizitat și așa mai departe, după care au scos absolut totul în afară. Noi nu trebuie să avem, aici este o greșeală de concepție pe care la epoca respectivă când s-a introdus calea ferată în România, prima cale ferată, dacă nu mă înșel, a fost făcută de Carol I pe secțiunea până la Predeal, Ploiești din partea aceea, a fost că aceste gări erau considerate niște gări terminus, pentru că de acolo practic plecau mai departe lucrările, de acolo era un punct de începere și un punct de terminare a unei căi ferate. Noi transformăm într-un inel de cale ferată al Bucureștiului, care este permanent în mișcare, permanent viu. În felul acesta, tot ce merge pe coridorul european de cale ferată de la Constanța către Timișoara, Constanța către Moldova, Constanța către Ardeal, nu vor mai fi obligați să treacă prin aceste gări. Ați văzut, există Constanța, e un tren accelerat, de multe ori rămâneam stupefiat cum mergeau clujenii la mare, pentru că mergeau cu trenul până în București. Din București, trenul în continuare se ducea pe la gara Constanța, fosta gară regală, și de acolo plecau la mare. Făceau, nu știu, 9 ore, 10 ore, 11 ore. Păi să ne dăm seama ce înseamnă acest lucru. Să ne dăm seama cu ce viteză vor putea circula pe acest nou tronson pe care îl imaginăm, cu gările acestea care sunt dispuse către interior, da? Și care pe exterior vor circula trenurile care nu e nevoie să oprească, trenul de marfă și așa mai departe. Gândiți-vă că astăzi infrastructura feroviară din Europa este cea care a pus punct domniei aviației. Pentru că și austriecii și francezii au dat o lege, fiecare în țara lor, care este teribil de asemănătoare, în care au scos toate zborurile interne care sunt deservite de către trenuri sau dispus sisteme de cale ferată. Deci vă dați seama că în Franța, în 2 ore jumate, ajungi din orice colț al Franței la Paris. Și s-a scos chestia. Chiar săptămâna trecută am văzut, am și comentat cu Vlad luna trecută, am văzut această știre, toate zborurile interne care se pot face într-o perioadă de maxim 2,5 ore, toate se vor face pe calea ferată. De ce? Din motive de electricitate, de mediu, de consum, de sustenabil, durabil și mai ales eco-friendly. Și ați văzut, și în PNRR se încearcă la nivelul României, dar mai ales la nivelul Uniunii Europene, să se prioritizeze tot ce înseamnă transportul pe calea ferată. Deci face mare sens. Domnilor, o să vă rog să
Eduard, ești Da, în da, mod. da, da, da. Nu sunt în mod, nu-i problemă. O să vă rog să revenim la acest PDF și să luăm așa un pic fiecare punct, să vedem ce înseamnă aceste rezultate garantate by default, din oficiu, cum spune domnul Osicianu. Deci, am văzut timpul de implementare. Domnul Osicianu este foarte optimist, motiv pentru care îl îndrăgesc și mai mult. Eu aș fi un pic mai pesimist, ceea ce înseamnă că sunt și eu un optimist, poate mai bine informat, să spunem. Deci eu aici aș face o estimare, cred că undeva spre 7, 8, 10 ani probabil. Eliminarea unor numeroase clădiri cu risc seismic, aici v-ați pronunțat. Hai să vedem, Vlad, punctul 10 și punctul 11, te rog. Relocarea unor instituții în spații mult mai adecvate. Ministerul Transporturilor. Clădirea Ministerului Transporturilor este deja o problemă în centrul Bucureștiului. Este o clădire imensă, ocupă foarte mult spațiu, într-o zonă sufocată de blocurile comuniste construite în jurul ei. Nu existau acele blocuri în momentul în care gara și clădirea au fost construite, Palatul CFR, cum se numea pe vremuri. Trebuie să ne gândim că industria feroviară este istoric mult mai mare decât practic orice industrie a existat în istoria economiei, ca să spun așa, pentru că feroviar s-au transportat materiile prime pentru producția a orice și feroviar s-au transportat și oamenii care sunt resursa principală în producție. La momentul la care au fost dezvoltate acestea, căile ferate, economiile au putut pur și simplu să se dezvolte paralel. Și noi am avut o istorie fructuoasă. Dar mutarea instituțiilor din sediile lor învechite în clădiri, să zicem, nu la limite, la limita orașului, dar în niște clădiri potrivite, pentru că Ministerul Transporturilor nu este potrivit pentru tipul de operațiuni pe care îl prestează acum. Sau alte instituții similare și eliberarea lor, vânzarea spațiilor respective sau reexploatarea lor, pentru că tot discutăm despre mediu și proiecte de mediu, reexploatarea lor pentru conversia în zone verzi, parcuri, grădini publice, ar fi de bun augur pentru cetățenii Bucureștiului. Și reducerea eforturilor statului român cu privire la cheltuieli directe și indirecte legate de întreaga zonă și întregirea capitalei. Deci, în momentul de față, domnul Osicianu o să vă explice mult mai bine. Suntem practic mai multe orașe distincte, nu vorbim de sectoare, pentru că administrativ nici măcar consens politic nu există între cele 6 sectoare ale Bucureștiului și regiunea Ilfov. Deci, cum putem spune că se construiesc proiecte benefice orașului nostru când, în momentul de față, nu există consensul pentru a ridica telefonul din furcă și a spune celui la primar, hai să facem ceva împreună? Domnul Osicianu, ce părere aveți? Excelență, povestea este foarte bine sintetizată, dar aș vrea să mai spun următorul lucru care trebuie să ne facă pe toți să ne gândim. A spus foarte bine că industria căilor ferate a fost cea care a dinamizat și a fost una dintre mijloacele, cu care Revoluția Industrială s-a întâmplat. Pentru că, dacă ne aducem aminte, până și Krupp, acel fabricant de oțel care, așa, el s-a lansat și afacerea lui a fost făcută pe căile ferate prin fabricarea celor bandaje care puteau face roțile să meargă și era un cântec, glasul roților de tren care ne poate face sugestiv această imagine. Noi acum trebuie să ținem cont de următorul lucru. Bucureștiul nu mai produce industrie grea, nimic, în general foarte puțin și aproape totul se scoate din București. Pe de altă parte, avem o problemă în ceea ce privește modul în care s-a construit în București, în special după război. Când Bucureștiul era devastat de bombardamente, numai roși, s-au făcut acele clădiri comuniste, tip rusesc la început, cu fabricile de case. Noi știm că fiecare construcție are un termen de, ca orice construcție umană, are un termen de garanție, să zicem așa. Și toate aceste construcții în care am fost la un moment dat într-o vizită de lucru, să spun așa, am văzut garsoniere de circa 16 metri pătrați în care trăiau înghesuiți 2, 3, 4 inși.
o familie. Deci asta trebuie să înceteze. Aceste blocuri trebuie demolate la un moment dat. Nu ai ce să le faci. Nu pot fi modificate. Structura lor e foarte complicat. Te costă mai mult să le consolidezi decât să le dărâm și să faci altele. Și atunci tu trebuie să-i oferi locatarului respectiv o posibilitate. Pentru că el între timp poate și-a cumpărat-o, poate n-are unde să meargă și așa mai departe. Și programul Prima Acasă va fi o chestie extraordinară pentru toată lumea în acest mod. Revenim la problema aceasta pe care a spus-o cu cei doi primari. Fiecare primar, pentru că de aici a plecat o mare greșeală. Să ne gândim la o paralelă tot legată de transporturi. Până anii 90 aveam un primar, îl chema Băsescu, și care s-a dus și a luat de la Banca de Investiții Japoneze 2 milioane de dolari pentru ca să-i se facă un studiu de fezabilitate referitor la traseul metroului până la Otopeni. S-au luat banii, s-a făcut studiu, au plecat oamenii, nu s-a întâmplat nimic, banii aruncați pe fereastră. Asta e un exemplu. Al doilea exemplu este legat de faptul că toate aceste gări, să le spunem nu gări, terminale de metrou, care au fost începute de vreme, pe vremea lui Ceaușescu și lăsate în procente de la 40 până la 90%, ca să poată să fie date în folosință, au durat aproximativ 10-15-20 de ani. Iar este un lucru pe care numai noi putem să-l facem. Tot din cauza acestor lupte fratricide. Metroul, dacă nu știți, nu aparține de Primăria București, ci aparține de Ministerul Transporturilor. Adică este ceva puțin care frizează alte domenii ale psihanalizei și psihiatriei chiar. Într-un oraș în care zicem că e al nostru, mijlocul de transport cel mai folosit de către noi, metrou, și care aduce cele mai mari venituri și cele mai mari încasări și cele mai mulți pasageri transportați, nu aparține de primărie, aparține de minister. Adică deja, bun, revenind. Deci noi avem această șansă unică acum, prin aceste spații, de a compensa toate aceste teribile neajunsuri. Pentru că pe noile rute nu vom mai face metrou stil cârtiță, care ne costă foarte mult. Și noi știm, și Vlad vă poate spune, cam cum este solul sau subsolul Bucureștiului, care nu permite nici structuri deasupra de genul blocuri zgârie nori, nici metrou pe anumite zone unde infiltrațiile de apă sunt foarte multe. Și atunci, cu costuri foarte mici, se face acest metrou de suprafață. Vă dați seama ce ar însemna să ajungem cu metrou de suprafață la Otopeni? Și metrou de suprafață, dar să considerăm că inclusiv a săpa în pământ este mult mai eficient decât a fora cu acele cârtițe, cu tunnel boring machines, care sunt extrem de scump de închiriat, de pus în exploatare și extrem de lente. Adică dacă am spune, cum spune domnul Ivan, din nou revine și spune că ar trebui conectată cumva linia ferată cu centrul capitalei. Într-adevăr, am văzut și eu multe capitale că există o conexiune subterană, dar într-adevăr este mult mai ieftină săpătura decât foratul. Și atunci, dacă avem atâta teren eliberând calea ferată de sol, se poate săpa oricând și se poate acoperi, se poate construi o magistrală peste sau chiar clădiri. Soluția de perete mulat, care nu permite infiltrațiile pe termen lung, este o soluție și aceasta. Deci variante sunt multe. Într-adevăr, ar fi o problemă dacă n-ar fi conectată această nouă structură pe care s-o denumim acum noua gară de nord în exteriorul orașului, dacă n-ar fi conectată cumva eficient cu centrul orașului sau cu centrele fiecărui sector. Dar se poate face și acest lucru fie prin metrou, fie printr-o soluție de tren expres, cum am văzut în Coreea, spre exemplu, care parcurge întreaga distanță mixt, atât la nivelul solului, cât și subteran, acolo unde se poate. Dar să nu despărțim din nou orașele de orașe, cum ar veni sectoarele de sectoare, pentru că trăim în orașe distincte. Vedeți, asta este o problemă, pentru că eu acum, datorită meseriei mele, am fost cam prin toate capitalele, cel puțin ale Europei. Și foarte multă lume mi-a spus același lucru. Bine, dar de ce ăla n-a făcut așa? Păi uite, de exemplu, la Viena n-a făcut așa, pentru că Viena este un oraș care este cam cât un sfert de București, dacă stai să te uiți, care s-a extins treptat și care nu a făcut greșelile care s-au întâmplat în România noastră.
în Bucureștiul nostru. Și atunci ei și-au putut permite să rămână cu o gardă relativ centrală. În Roma, gara Termini, pe care eu am văzut-o la 1992 de Crăciun, noaptea, și a trebuit să ajung pe jos, per pedes apostolorum, până în cealaltă parte a orașului, în condițiile în care de Crăciun la ei nu merge nicio mașină noaptea, nici taxi nu găsești și așa mai departe. Și am putut vedea cu ochii mei ce înseamnă dezvoltarea unui oraș haotic. Pentru că și la ei s-a întâmplat același lucru. Să nu credeți că sunteți singurii pe pământ care am putut aceste năzbâtii. Și de-aia vă spun, în Anglia, la Londra, mecanismul acesta de cale ferată a fost preluat de multe ori și folosit de către zona de metrou. Și o îmbinare acolo se țese o cale ferată cu metrou și așa mai departe, pentru că ei le au de atâta timp, au fost între primii care au avut astfel de rețele, și a le scoate aceste rețele și înlocui, nu se poate face, mi-a spus un englez foarte clar, nici dacă pică regina sistemul lor constituțional. Așa. Dar ce vreau noi să spunem în cadrul acestui proiect, vital este să credem că putem să facem. Vital este să înțelegem de ce trebuie să facem. Și de asemenea vital este să știm că noi putem să facem acest lucru. Pentru că, vedeți, a spus foarte bine mai devreme Vlad, nu vorbește un primar cu celălalt pe motiv că e de la celălalt partid. Ori dacă acest proiect se aprobă, fiind un proiect foarte mare, va fi automat intrat printr-o lege pe agenda Parlamentului. Prin consens național se va modifica și se vor pune niște prevederi care să nu facă ca mâine vine un partid să-l schimbe și așa mai departe. Va fi controlat și aici noi am avut o idee genială, zic eu, și anume aceea că noi practic pasăm într-un fel cu totul diferit partea aceasta de execuție și de garanție. În sensul că toată lumea știe că orice constructor când vine să facă ceva, câștigă o licitație și așa mai departe, trebuie să aducă o garanție pentru lucrările pe care le face. Până acum exista chiar modus vivendi prin care ab initio se încheia acest contract, garanțiile erau mult mai mici decât cele așa, dacă se plăteau, nu se plăteau și așa mai departe, era un circ întreg. Ori noi trei am avut pentru dumneavoastră această idee nemaipomenită de a pasa aceste garanții către băncile care acordă creditele. Și atunci noi ce facem prin chestia asta? Eliminăm subiectivismul și acele aranjamente de tip de casă, de grup, de partid, de dai că-l cunosc eu pe Gigel, ca să în realizarea unei construcții care trebuie să corespundă parametrilor pentru care a fost câștigat proiectul. Și atunci cred că toată lumea va fi sigură că, domne, aici e făcută cum trebuie, nu va cădea după un an de zile, are cine să repare dacă să apare vreo chestie din asta neprevăzută și așa mai departe. Deci această garanție, ăsta este lucrul cu care toată lumea trebuie să plece după această audiere a emisiunii noastre, în sensul că, domne, nu este afacerea lui Vlad, Cezar și Eduard, adică este o chestie pe care noi toți încercăm să facem acest lucru și să dăm garanții de execuție. Că ne-am săturat efectiv, ați văzut și noastră, dar luați toate construcțiile astea noi făcute și o să observați că în 2 ani, 3 ani de zile, pe la un colț a început să cadă, pe fațada să crapă pe dincolo și așa mai departe. Are domnul Ivan din nou o intervenție și este foarte interesantă despre o situație din Barcelona din 1992. Este vorba de o intervenție la Olimpiadă. Problema este că Bucureștiul nu este deloc similar cu Barcelona. Barcelona este un oraș construit pe quartete, pe când Bucureștiul este construit similar cu Parisul pe inele concentrice. Este mult mai ușor să trasezi o linie ferată prin Barcelona, pentru că ulterior toate străzile care, adică ea este paralelă cu un set de străzi sau cu diagonala, deși nu e cazul în acest caz. Deci în Barcelona e complet altă situație. Ce se întâmplă? Suferim un pic de disonanță cognitivă aici, pentru că suntem doi oameni specializați în aviație care spunem despre un sistem amplu de transporturi. Vorbim despre un sistem amplu de transporturi. Da, într-adevăr îmi dau seama acum, gările au puncte terminus sau puncte de tranzit, pe când în aviație funcționăm pe sisteme hub and spoke. Ele se numesc așa pentru că se traduc în românește literalmente butuc și spițe. Adică undeva se centrează tot traficul într-un butuc,
iar ulterior spițele de conexiune, care nu mai sunt responsabilitatea aeroportului care centrează tot acel trafic, dispersează sau adună înapoi traficul respectiv. Dacă discutăm despre o gară în sistem hub and spoke, trebuie să spunem că trenul este cel care grupează traficul în gară, ulterior fiind dispersat de mijloacele adiacente de transport disponibile în orașul despre care discutăm. Deci, dacă avem trenul care se golește de 400 de pasageri în gara de nord, unde o fi ea, aici ar trebui să fie preluat întreg traficul de mijloacele de transport, STB, Metrorex, dispecerate taxi, ride-sharing, biciclete, trotinete și orice alt mijloc de transport. Pe când în momentul de față nu se utilizează acest sistem de transport în domeniul feroviar, unde în continuare discutăm despre punct terminus sau punct de tranzit, ceea ce e foarte util. Vlad, te-aș invita să mergem mai departe cu PDF-ul nostru pentru a apuca să parcurgem toate slide-urile și să vorbim un pic și despre ceea ce înseamnă dezavantajele, așa cum le vede domnul Osiceanu. Hai să luăm așa, punct cu punct. Schimbarea mentalității de până acum. Păi gândiți-vă așa, până acum toți am crezut că las că merge și așa. Avem pe acel Dorel care las, mă, merge și așa. Ei, acum, prin această idee a noastră a celor trei de astăzi, că domne, pasăm cu aceste responsabilități de garanție și așa mai departe, ca să eliminăm cu las că merge și așa și cunosc eu pe Gigel, dispare. Ceea ce pentru este un dezavantaj. De ce? Pentru că marea majoritate a celor de care ne privesc trăiesc în continuare în această mentalitate. Și vă dați seama că din punct de vedere psihologic are loc la o transformare și o schimbare de mentalitate care va produce efecte necunoscute încă. Și este un dezavantaj. Al doilea lucru este faptul că noi trei ne-am gândit așa, că folosirea sistemelor de concepție și acțiune de tip win-win și este loc sub soare pentru toți, este un dezavantaj. De ce? Pentru că în felul acesta, cei avantajați de ce spuneam noi mai devreme la politica lui Gigel și așa mai lui Dorel, nu vor mai fi între noi. Pentru că se va introduce un criteriu clar al calității și corectitudinii muncii. E clar că, știți, legea aceea care erau, la drept am învățat-o, mi-a spus un profesor, o anecdotă foarte simplă. Ce doamne, băi, băi, studenții mei dragi, să vă fac să înțelegeți ce e legea. Legea este o sârmă, așa, la o distanță relativă deasupra Pământului, peste care cei tari trec, peste care cei șmecheri trec pe dedesubt și peste care fraierii se agață. Deci noi am trăit această problemă pe pielea noastră, de la Ceaușescu încoace, și nu reușim să scăpăm de ea. De-aia am spus că este un dezavantaj și punctul 1 și punctul 2, pentru că va trebui să schimbăm această mentalitate. De asemenea, e un dezavantaj faptul că introducem controlul Uniunii Europene asupra fondurilor și lucrărilor și a termenelor și penalităților. De ce? Pentru că dacă Uniunea Europeană este cea care dă banii, noi organizăm, că așa e tipicul, statul respectiv organizează licitații și așa mai departe, dar la un moment dat trebuie să îl luăm partener pe acest UE. Și atunci luăm exact asupra acestor lucruri. Dom'le, fondurile le dați dumneavoastră, noi organizăm procedura și așa mai departe, dar și voi verificați asupra folosirii lor. Și atunci, prin acest control dublu, cum se întâmplă, de exemplu, la fondurile europene nerambursabile pe diverse afaceri și așa mai departe, într-un astfel de proiect se asigură un control al Uniunii Europene că totul e ok. Ca să ne mai arate cu degetul după aia, nu mai știu ce tanti dă pe la Parlamentul European, nu știu unde e România pe hartă, și care e și la a doua geație încălțată, că, domne, voi românii, uite ce faceți. Am mai spus că este un dezavantaj de asemenea controlul redus foarte mult din punct de vedere politic al acestui proiect, ce va fi realizat prin consens politic național. Da, este un dezavantaj. De ce? Pentru simplu motiv că nu va putea să existe niciun Gigel care să spună eu l-am făcut, eu l-am dres, eu, știți cum era după ce a început unul podul și l-a terminat altul și și-a trecut numele și a ajuns de anecdot. Avem o altă problemă. Noi în România avem, și aici eu și cu Vlad vedem zilnic această catastrofă care se întâmplă în România, avem o problemă cu plecarea mâinii de lucru calificate în străinătate. Oltenia este pe primul loc în ceea ce privește numărul de oameni plecați de acolo, după care vine Moldova.
Deci în 2019 de pe aeroportul din Craiova au plecat 500.000 de pasageri pe români, destinații din Europa unde lucrează și unde stau. Prin faptul că noi readucem o mare parte a acestei mâini de lucru plecate afară, va fi un dezavantaj pentru că vom priva economiile țărilor respective de mâna de lucru calificată, care s-a calificat și s-a pregătit pe banii noștri, sistemul acesta de învățământ gratuit care a format de la Vlădică la Opincă și care toți au plecat afară să presteze și societățile respective au integrat imediat în sistemul lor economic și atunci pe gratis. Și atunci aducându-i înapoi, ei vor veni și cu o parte de mentalitate pe care și-au însușit-o și care va fi o mentalitate mult mai bună decât ceea ce am discutat noi mai devreme. Aici da, vom avea nevoie pentru completare. Marea majoritate a pasagerilor care călătoresc și prin punctul principal de trecere a frontierei aeriene aici sunt repetitivi și călătoresc, bine, în 2019, călătoreau între 5 și 7 ori, 3 și 7 ori pe an. Și se întorc cu o altă mentalitate completă. Asta ne bucură foarte mult pentru că, deși se spune că cei care îi angajează produc un fenomen de brain drain, adică ne trag creierele afară, de fapt e invers. Noi îi trimitem spre a fi educați în spirit occidental și ne vin aici cu idei proaspete, ceea ce este minunat. Problema este să se și manifeste ca și cetățeni ai acestei națiuni și să-și dorească schimbarea împreună cu noi mai mult decât declarativ. Adică dacă noi vrem un sistem nou acum, ar trebui să avem tot sprijinul pentru acest sistem. Ne întreabă toate instituțiile internaționale, Uniunea Europeană ne pun în tiparniță 1.800 de miliarde de euro pentru proiecte de ecologizare, infrastructură, de tehnologizare. Noi discutăm despre acești bani disponibili din partea Uniunii Europene de luni de zile de când s-a publicat această sumă, care în continuare este în agrementare. Dar când se eliberează acești bani, ar fi bine să fim pregătiți cu proiecte cum este acesta. Da, și ai spus foarte bine, deci ca să liniștim pe toți că de unde sunt atâția bani, iată că sunt, vă discutăm de o sumă de 1.800 de miliarde, deci nu vorbim de 1.800 de lei și așa mai departe, 1.800 de miliarde, din care noi luăm, după toate estimările cu prețurile de la ora actuală și așa mai departe, de undeva între 3 și 5 miliarde, deci ceea ce este extrem de puțin. Mai avem aici iar o problemă cu mâna de lucru. Este evident că nu vom face față cu mâna de lucru pe care o avem și va trebui să importăm mâna de lucru din alte state, în principal din Asia și din Turcia. Turcia acum dezvoltă un proiect formidabil, acel al doilea canal, care va asigura o parte din fluxul care acum pur și simplu înfundă strântoarea clasică și care va fi una dintre realizările de istorie pe care acest președinte al lor, puțin cam prea sultan după gustul meu, dacă vă aduceți aminte de ultima gafă când au lăsat-o pe o femeie să stea pe canapea lângă ei pe scaunele respective, o face pentru istorie. Acum, spuneam despre ideea noastră aceasta, care eu consider una dintre cele mai bune idei din domeniul finanțelor, este de aceea de a introduce garanțiile extinse pe fiecare lucrare în parte, garanții asumate de banca ce finanțează realizarea lucrării respective. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că banca X acordă acest credit pentru execuția unui sistem, unei părți din acest proiect al nostru. Și vine firma Y care câștigă licitația și are asigurată prin intermediul acestei bănci finanțare. El acolo trebuie să depună garanția, banca îi ține garanția, îi dă banii, scurtează traficul ăsta cu conturi, cu bani trecuți într-o parte și alta, așa mai departe. Și ea este direct interesată să țină garanția. Dacă firma Y nu face lucrarea cum trebuie, are banca direct banii în safe-ul ei și obține de acolo. Este cea mai simplă metodă de cointeresare de când s-a inventat sistemul financiar de acest gen. Un alt dezavantaj va fi următorul: creșterea PIB-ului României și a ritmului de creștere economică, pentru că este un dezavantaj de ce? Având un PIB redus, cu producție economică, creștere economică mică și așa mai departe, suntem tot timpul catalogați acolo, la marginea Europei, lasă-mă că aia-s România proști și așa mai departe, și dintr-o dată devenim o forță demnă de luat în seamă. Să nu uităm că în Europeană au fost foarte multe frâne puse mecanismului care în democrație este baza acestui sistem, și anume numărul.
Noi, ca și etnie, românii, suntem în primele 5 din Europa. Și atunci, dacă ar fi să luăm numărul de voturi de parlamentari pe care trebuie să-i trimite Uniunea Europeană conform acestui procent al populației, păi noi și polonezii am pune o mare frână întregii Uniunii Europene dacă ne-am pune în cap acest sistem. După care mai avem un alt dezavantaj. Vom crește folosirea sistemului Park and Ride total neatractiv până în prezent. Gândiți-vă că toate aceste gări și pe care noi dorim să le facem pe inele exteriore vor avea acest sistem. Și atunci omului va fi mult mai simplu să vină de unde vine el, își lasă mașina acolo, se duce cu trenul la mare sau mai știu unde, sau vine în București și așa mai departe, pentru că astăzi aceste sunt niște investiții fără niciun sens. Chiar erau date la televizor diverse interviuri și așa analize în care arătau că s-au construit pe bani foarte mulți și care nimeni nu vrea să stea în el. Un alt dezavantaj este scăderea trenului în București. De ce am spus că este un dezavantaj? Pentru că, pe de o parte, sistemul acesta imobiliar este dependent de prețurile ridicate, dar în același timp va dori să se ducă pe noile terenuri. Vechile terenuri care sunt vor scădea și atunci vor compensa această scădere cu dezvoltarea în partea cealaltă. Nu vom considerați putea... că ar fi o inflație din cauza existenței unui teren prea amplu, adică din punctul meu de vedere o să fie mult prea mult teren. Dar spuneți dumneavoastră că aici statul nu va pune terenul în piață și îl va implica într-un fel de participațiune, adică va folosi terenul ca și coproprietar al proiectelor în dezvoltare. Exact. Ceea ce are o idee perfect. Excelentă. Vlad, ai spus foarte bine chestia asta. De ce? Pentru că noi ce vrem să creăm? Vrem să creăm mecanisme pe sistemul israelian. Dacă cineva este curios, se poate duce pe lângă București în zona Otopeni și o să vadă că s-au dezvoltat genuri de cartiere întregi care au toate utilitățile, școală, un mic dispensar și așa mai departe, străzile late și toate celelalte. Deci noi practic, chiar dacă avem o suprafață enormă, ea va fi gestionată în așa fel încât să asigure niște condiții minime obligatorii. În Elveția, de exemplu, dacă sunteți curioși să mergeți și să vedeți cum se obțin autorizațiile, o să rămâneți foarte mirați. De ce? De exemplu, eu am un teren și vreau să-mi fac o casă. Ok, ca să fac casa, fac proiectul și mă duc la toți vecinii mei și îi întreb: domne, ești de acord cu proiectul ăsta? Nu ți lezează imaginea casei și așa mai departe? După ce am luat toate astea, primăria cu toate celelalte aprobări și așa mai departe, zice: stai un pic, nu te apuci până nu facem noi drumul și utilitățile și ți le trag ei, utilitățile și drumul făcut cum trebuie pe două benzi minim și așa mai departe. Deci noi vom, statul are această capacitate extraordinară de a crea această legislație care să pună odată capăt dezvoltării haotice. E clar, uitați, acum pandemia ne-a arătat în ce efect asupra psihicului oamenilor a avut statul în casă. Că vedeam de foarte multe ori povestind cu interlocutorii mei de azi, cum foarte mulți distinși români stau cu gipanul la poarta blocului și sus stau într-o garsonieră sau un apartament de două camere. Un militar pe la așa, blocuri din acelea cu care stau să cadă și cu mirosuri pestilențiale și așa mai departe. Și acum s-a arătat, practic, nevoia acestui spațiu. Nemții spuneau, conform unei teorii, Lebensraum, spațiu vital. Nu e teoria lui Hitler, stați liniștiți, au fost preluată dintr-o altă teorie filozofică și așa mai departe. Da, este o chestie pe care noi suntem obligați să o respectăm. Da, săptămâna trecută aducem în discuție faptul că sunt în continuă expansiune cartierele rezidențiale limitrofe și e un fenomen de migrație către rural al tuturor locuitorilor de la București care își exploatează acum moștenirile, ca să spun așa, le dezvoltă pentru spații locative. Nu mai suportă pur și simplu aglomerația Bucureștiului atâta vreme cât nu sunt obligați să se ducă la birou. Sunteți aici, menționați aici un aflux al instituțiilor internaționale, cum ar fi sedii NATO, sedii UE, sedii ONU, ca să spun așa, ar fi ideale de relocat și știm foarte bine, chiar discutam mai devreme cu un bun prieten de-al meu situația asta, nu mai au loc pur și simplu, instituțiile clasice nu mai fac față
birocrației, folosesc curând birourile, acolo este nevoie de asigurarea permanenței și putem facilita asemenea locații prin, în centrul capitalei noastre și putem atrage practic centrul pământului, centrul decizional al globului la noi în capitală, având acest spațiu disponibil. Ba chiar nu înțeleg nici utilitatea Casei Poporului în momentul de față dacă nu este centru internațional de management al planetei acesteia, să zicem că întrunește și NATO și ONU și instituții europene și instituții diplomatice chiar. Și se dezvoltă zone de management al țării, ca să spun așa, ministere, parlamente, etc., etc., pe aceste spații eliberate. Vreau să vă zic două lucruri interesante apropo de Casa Poporului, că m-ai provocat, Vlăduț, și anume, este suprafața întreagă este mai mare decât suprafața Veneției, ca să știți. Iar acum de curând s-a propus în locul reparării gardului, vă dați seama cam despre ce lungime de gard e vorba, să se dărâme gardul respectiv în loc să fie reparat. O propunere mai veche a unui domn numit Prigoană, specialist în gunoaie, după cum se auto-intitula la un moment dat, spunea că, domne, la Casa Poporului a trebuit făcută o cârciumă pentru că ies mai mulți bani decât din cât consumă și cât se întâmplă acolo datorită existenței Parlamentului României. Ceea ce s-ar putea să aibă de dreptate. Dar, lăsând puțin ironia deoparte și gluma, trebuie să înțelegem următorul lucru. București are un potențial extraordinar. Prin noile modalități smart de dirijarea întregului sistem administrativ și așa mai departe, este nevoie de o birocrație realizată cu mai puțin acționarea ei. De ce vă spun asta? Se învață la drept administrativ, domne, o țară este cu atât mai puternică cu cât are o birocrație mai puternică. Și într-adevăr, ce înseamnă birocrație? Înseamnă că ești controlat peste tot. Ca să poți să controlezi peste tot, ai nevoie de un aparat birocratic pe măsură. La noi, la români, și de aici este această luptă între privat și aia de la stat, așa, care stau și taie frunze la câini, ca să nu spunem altfel. Dar mecanismul este creat în așa fel încât această birocrație să fie susținută și a fost susținută inclusiv din interior. Prin metodele smart pe care noi le imaginăm odată cu acest proiect, gândiți-vă că mutăm Ministerul Transporturilor din Vita Mai blocul în Gara de Nord actual și mai rămâne și loc. Asta înseamnă că vom avea posibilități de lucru extinse, că vom avea tot felul de interfețe electronice și pe internet și așa mai departe, care vor înlocui omul. Și atunci ce ne facem? Ce ne facem? Cum era? Domnilor, încet ne apropiem și de finalul întâlnirii noastre. O să vă rog așa să mergem și către concluzii. Dacă este nevoie, eu o să mai revin la... Iar ești mut. Aici avem, da, pentru a vă da puțină... Pentru a vă lăsa să vorbiți voi, mai îmi dau eu mut pe anumite scene, Vlad, dar rezolvăm, nu-i problemă. Uite, aici aveam partea de consens politic, ceea ce am tot vorbit astăzi, am făcut apel la necesitatea unui consens de genul acesta, fără de care nu se poate discuta de un astfel de proiect. Cel mai important, îmi cer scuze numai o secundă, că intervine, este partea aceasta de concurență pe finanțare. Am lăsat-o în mod special la sfârșit. De ce? Pentru că toată lumea știe și vede că pandemia are un efect principal, care resetarea economiei mondiale și că America nu mai este pe locul întâi, ci China. Și chiar dacă n-ar fi China pe locul întâi și ar fi pe locul doi, China este singura care are în momentul de față capacitatea financiară, tehnică, materială, umană de a realiza acest proiect, dacă Uniunea Europeană, în absurd să spunem, că nu ar dori ca din cele 1800 de miliarde acordate României să folosească 3-5 miliarde pentru acest proiect denumit Bucureștiul Nou. Și asta este important, de ce? Pentru că este însăși chintesența societății capitaliste, concurență. Nu vreți voi? CSNI, adică mulțumim Chinei că a venit lângă noi. Și atunci, iată, este o idee pe care noi, cei trei de astăzi, cei trei cavaleri ai Apocalipsei Vechiului București, ca să-i denumim așa, ne-am gândit să-l propunem întregii suflări românești, care va vedea această emisiune,
și ca să înțeleagă până și cei care mai pun frâne încă pe mentalități gen Gigel Dorel și așa mai departe. Vlad, te rog o concluzie a webinarului de astăzi, a acestei idei de redesenare a mobilității urbane. Astăzi, la 167 de ani de la nașterea marelui inginer Angel Salini, ne-am așezat și noi la masă să discutăm, doi aviatori și un expert în tehnică, ne-am așezat la masă să discutăm despre linii feroviare. Ce se întâmplă? Suntem oameni cu nevoi și Bucureștiul are nevoi, este sufocat. Dacă putem să gândim și dacă putem să aruncăm o idee ca ea să fie redusă de la absurd la ceva extrem de util pentru cetățenii României, ce pot să zic? Spor la treabă tuturor factorilor de decizie. Eu asta mi-aș dori foarte mult, Vlad, și tu știi bine, de fiecare dată noi spunem, ne-am dorit ca la finalul întâlnirilor noastre să rămânem cu foarte multe idei, foarte multe curiozități, iar acolo unde simțim nevoia de a dezvolta o idee, un proiect, să ne ducem, să învățăm, să întrebăm experții, să facem partea de cercetare atât de importantă. Prin urmare, dragilor, luați-o ca o idee pusă în discuție, de aici încolo orice se poate întâmpla. Așteptăm inputul vostru, așa cum spuneam un pic mai devreme. Sigur că ar trebui să se ducă acum și noi vom face push la nivelul asociației spre a o conecta cu tot ce înseamnă factorii relevanți și decidenți, inclusiv către grupul acesta de lucru de la Ministerul Transporturilor pe zona de mobilitate la nivelul regiunii București, FOV, partea de expertiză din Facultatea de Transport de la Politehnică, experții pe care îi avem în asociație, vom scrie și un material pe care îl vom publica în revistă, astfel încât această idee să poată fi chiar și combătută și desființată dacă este nevoie, dar un lucru este cert. Trebuie pusă în discuție și de aici pot pleca multe alte proiecte, idei și așa mai departe. Vă rog, concluzia dumneavoastră, domnul Oseceanu. Vreau să vă spun următorul lucru. Eu am învățat așa, studiind chineză în clasa a doua până în clasa a opta, am fost pregătit să intru în mentalitatea chinezească și așa mai departe. Și am învățat un lucru extraordinar. Un bătrân înțelept chinez, acum 3000 și ceva de ani, explica unuia dintre împărații Chinei, care avea o vârstă fragedă, cum să construiască. Și i-a spus așa, uite, construiește-ți întâi cum vrei tu și după care încearcă tu să dărâmi ce ai construit. Ceea ce reușește să rămână, că nu poți să dărâmi, înseamnă că acela nu va reuși nimeni să dărâme. Același lucru se întâmplă cu acest proiect al nostru. Noi trei, cei cum am glumit noi acum, cei trei cavaleri Apocalipsei Bucureștiului vechi, am imaginat acest mecanism. Prin intermediul tuturor celor, și am lansat și acest mesaj. Dom'le, dați drumul la acest mesaj pe Facebook, pe tot ce înseamnă aparatură de asta și sisteme de comunicare, intercomunicare și așa mai departe, care va sensibiliza, va informa. Cel puțin, uite, există trei nebuni care vor să facă un București altfel. Și atunci, prin această chestie, care este necoordonată politic, nu este nici un ONG din ăsta care să ia bani, nici hashtag-ici, nici nimic, nici de-aia, vom atrage mare majoritatea oamenilor să fie de acord. Pentru că v-am spus, ați văzut, mentalitatea lui Gâgă de la ProTV care zicea că, domne, el nu e de acord că vrea cineva, noi trei vrem să luăm gara de nord și așa mai departe. Deci, oameni buni, trăim alături unii de ceilalți. Nu vom mai putea fără să interrelaționăm într-un mod corect. Trăim într-o societate care e din ce în ce mai poluată. Nu mai putem să respirăm acest aer. Și copiii noștri încep să aibă tot felul de probleme. Haideți împreună să facem Bucureștiul acum. Eu vă mulțumesc mult pentru timpul dumneavoastră, domnule Oseceanu. Vlad, ca de obicei, o plăcere. Dragilor, punem în dezbatere idei, proiecte, soluții. Concluziile vă aparțin vouă. Concluziile întotdeauna aparțin societății civile, iar aceasta are întotdeauna dreptate. Asta ar trebui să învețe și politicul din 4 în 4 ani când se duce să ceară votul. Asta ar trebui să înțeleagă și administrația locală.
deservește o comunitate, iar comunitatea niciodată nu se înșală. Comunitatea își înțelege prioritățile, își înțelege nevoile atunci când vorbim de investiții, de tehnologii. Întotdeauna timpul va ajuta comunitatea să aleagă ce este cel mai bine. Vom reveni pe acest subiect. Mulțumesc frumos, dragi invitați. Noi ne revedem luni de la ora 15. La revedere! La revedere!